Rut, capitolul 1, pagina 287 în Sfânta Scriptură pentru copii. Vom citi primele 18 versete și apoi vom sta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, conștienți că doar Dumnezeu ne poate întoarce acasă și El ne primește când venim acasă, acasă la Domnul. Aici este casa Domnului unde ne închinăm pe pământ, dar casa noastră este dincolo. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Doru Popovici, este în tronsonul 4 jos aici în sală. Rut, capitolul 1, primele 18 versete, dar am următoarea rugăminte. Versetele 16 și 17 le vom citi împreună cu glas tare. Deci când ajungem la cele două versete, le citim împreună, așa că vă rog să vă luați scripturile ca să le aveți deschise. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi, și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul lui Naomi, a murit și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut. Și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori ale ei, și-au pornit să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți o dihnă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns și i-au zis: nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis: întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântece ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Și chiar dacă a zice că trag nădejde, chiar dacă noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și le-au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacra sa și a plecat. Dar Rut s-a ținut de ea. Și citim împreună. Naomi a zis către Rut: iată cum nată ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei. Întoarce-te și tu după cum nată ta. Rut a răspuns: nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu, plecăm capetele și ne rugăm. Tema săptămânii acesteia este: Dumnezeu îți oferă viitor și speranță. Suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea ta. Studiem împreună cartea lui Rut. Și în cartea aceasta apare acest motiv al călătoriei. Dacă citim cu atenție Biblia,
Motivul acesta al călătoriei apare mereu în Sfintele Scripturi. Biblia ne spune că suntem străini și călători pe pământ. Vă rog să deschideți la Cartea Geneza, la capitolul 47. Geneza 47. Bătrânul Iacov, patriarhul Iacov, ajunge în Egipt la fiul său după 22 de ani în care a crezut că este mort. Iosif, prim-ministrul Egiptului, îl ia pe bătrânul tată și îl prezintă lui Faraon. Și Faraon i-a zis lui Iacov, care este numărul zilelor, anilor, vieții tale? Versetul 7 și 8 și apoi în versetul 9. Iacov a răspuns lui Faraon, zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele și n-au atins zilele anilor vieții părinților mei în timpul călătoriei lor. Câți ani ai? Bătrânul Iacov spune, călătoresc de 130 de ani. Zilele mele au fost puține la număr și rele. Călătoria părinților mei a fost mai lungă. De câți ani călătorești tu? Cât mai ai din călătorie? Întoarcem la Cartea Cronicilor. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Cronici, în ultimul capitol, capitolul 29, versetul 15. Vorbește împăratul David. Și David spune, înaintea ta, noi suntem niște străini și călători, ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde. Așa spune împăratul David la finalul vieții lui. Suntem străini și călători și viața a trecut ca umbra. Ce nădejde nu mai are? Nu mai are speranță că va mai avea mulți ani de trăit. E conștient că se apropie de final. În Cartea Psalmilor, cuvântul lui Dumnezeu reia aceeași temă și în Psalmul 39, versetul 12. Din nou David, cel care compune psalmul, spune, ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, că sunt un străin înaintea ta, un pribeag, ca toți părinții mei. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne. David spune, Doamne, în pribegia mea, singurul pe care mă poți bizui ești Tu. Astăzi ne vom uita la călătoria lui Rut din Moab înspre casă. Călătoria are un început. Are o distanță de parcurs și are o destinație. Noi, oamenii pe pământ, suntem străini și călători. Am avut un început. Când ne-am zămislit și apoi ne-am născut, a început călătoria noastră. Suntem pe drum. Fratele Carțiș și-a încheiat călătoria. Îl știu din anii copilăriei mele pentru că au locuit o vreme în Burzuc. M-au năpădit amintirile. Au fost ani de călătorie. În călătoria aceasta a vieții, Dumnezeu ne făgăduiește viitor și speranță. Dar cine poate garanta viitor și speranță decât acela care poate controla absolut toate lucrurile și să le țină în mersul lor în așa fel încât să împlinească voia Lui? Dacă cineva nu poate controla toate lucrurile, nu-ți poate oferi nici viitor, nici speranță. Cine îți poate oferi speranță decât acela care
poate să fie cu tine și spune, dacă vei trece prin ape mari, să nu te temi. De ce? Pentru că eu sunt cu tine. Dacă vei trece prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Pentru că acela care îmi dă viitor și speranță este cu mine. Amin. Acum, în călătoria noastră, prin săptămâna aceasta, Dumnezeul care ne dă viitor și speranță ne va așeza înainte mâine seară felul în care dă viitor și speranță celor care și-au pierdut speranța. În seara aceasta ne vom uita la călătoria lui Rut înspre casa ei, înspre Betleem. Mâine seară o vom vedea pe Rut intrând pe poarta cetății Betleem. Intră cu sufletul gol. Intră fără speranță. Dar descoperă un Dumnezeu care are viitor și speranță și pentru ea. Ne vom uita mâine seară în finalul mesajului cum vom intra noi pe porțile cetății eterne. Naomi spune, vin cu mâinile goale. Oare cu mâinile goale vom ajunge la porțile veșniciei? Oare vom pierde în lumea aceasta, ca și Naomi, pe cei din familie și vom ajunge cu mâna goală? Doamne, îndură-te de noi! Și când vom intra pe porțile acelea, Doamne, dă-ne harul să fie toți ai noștri acolo. Ne vom uita mâine seară cum a intrat Naomi pe porțile cetății, casei ei, și cum vom intra noi. Miercuri seara ne vom uita la finalul călătoriei lui Naomi, dar miercuri, ne vom uita la ce înseamnă călătoria tinerilor. Suntem tineri și necăsătoriți. În călătoria noastră, tineri și necăsătoriți, oare ce viitor are Dumnezeu pentru noi? Oare ce a pregătit Dumnezeu pentru noi? Oare în călătoria aceasta a pregătit pentru noi persoane pe care să le întâlnim, de care să ne legăm viața? Ne vom uita la ce să te uiți și la cine să te uiți în călătoria prin lumea aceasta. Ne vom uita la Rut între oglindă și ogor. Rut între oglindă și ogor ajunge în țara făgăduinței. La ce se uită? La cine se uită? Cum își trăiește tinerețea când a ajuns în țara făgăduinței? Joi seara, dacă v-a îngăduit Domnul, am fost invitată la masă. Oare ce planuri are? Așa e că ai vrea să știi toate planurile când ești față în față cu cineva? Vom vedea ce planuri au băieții și ce planuri au fetele. Și să vedem când Dumnezeu conduce lucrurile, cum le combină pe toate. Și cum alege Dumnezeu în sfârșitatea Lui să pregătească toate lucrurile într-un mod dumnezeiesc. Și noi spunem, Doamne, binecuvintează tinerii noștri. Vineri seara, mă uit cu drag la tinerii de la cor. Acum o să zic că ceilalți la noi, cum te uiți? Toți sunteți tineri. Bătrânețea începe după 80 de ani. Așa că nu știu dacă e vreunul de 80 de ani care să fie la cor, să vă binecuvinteze Domnul. Dacă e vreunul, să vă frate Filip, să vă binecuvinteze Domnul. Deci, în sfârșit, corul are și un om matur cu ei. Să vă binecuvinteze Domnul. Ce fac dacă băiatul de care îmi place nu mă cere în căsătorie? Să mă însoare babele? Ce să fac când sunt față în față cu această dilemă? Vineri seara și duminică seara. Când vom încheia cu un botez nou testamental cu tineri și cu frați în floarea vârstei, surori, care au hotărât să vină acasă. Vom celebra împreună mărturia botezului lor și tema va fi îmi doresc o familie fericită. Pot avea speranță. Vom vedea modul în care Dumnezeu a condus familia lui Naomi și ajunge în cea mai glorioasă familie din univers. Din ce familie vei face parte tu?
Când se vor citi numele familiilor, când se va citi cartea aceea pe care o are Fiul lui Dumnezeu, îți vei găsi numele acolo. Pentru că în cartea neamului Domnului Iisus Hristos, când este prezentată familia Domnului, în familia aceea apare Rut. Unde va fi scris numele tău? Acestea sunt temele la care ne vom uita cu ajutorul lui Dumnezeu și spunem, Doamne, păzește-ne viața și păzește biserica și ajută-ne să putem să studiem cuvântul Tău. Și acum ne reîntoarcem la cartea Rut, la capitolul 1. Suntem în vremea în care, așa cum am văzut aseară, familia lui Elimelec, Naomi, Naholon și Chilion, datorită sărăciei, a foametei, au părăsit țara făgăduinței, casa pâinii și s-au dus în lume. Moabul, așa cum este prezentat aici, este imaginea lumii cu tot ce are lumea aceasta mai seducător și mai stricat. Și pentru că a fost foamete, lipsuri, din pricina neascultării lor, în loc de pocăință, au ales să meargă în lume. Și vom vedea de-a lungul anilor că oameni care ajung să creadă că Dumnezeu nu le dă tot ce își doresc ei, au crescut în familii de credincioși, au crescut la școala duminicală a copiilor și ajung în vremea în care merg la școală sau merg la serviciu, merg în altă parte și au impresia că acasă este foamete de distracții, de relații, de bucurii, de viitor și se duc în lume după ele. Așa a făcut familia lui Elimelec. Au ajuns în Moab. Și interesant este că nu s-a dus el la lucru în Moab și s-a ducă pâine acasă, și-a dus toată familia cu el. Și-a dus toată familia cu el, și-a dus toată familia în lume. Rețineți, vă rog, când un om, un bărbat, o femeie, un tânăr, o tânără, se duce în lume, trage și pe alții după ei. Pe câți ai tras de-a lungul timpului după tine? Când te duci pe drumul acela pierzării, tragi pe alții, influențezi pe alții. Fratele Doru și-aduce aminte de un tânăr care a crescut în biserica numărul 2, apoi Emanuel, și toată tinerețea, adolescența lui era atras de lume. I se părea că lumea este mult mai bogată în viitor și speranță, în semnificație, în distracție, în împliniri. Și datorită faptului că era înconjurat de tinerii bisericii și păstorii aveam grijă de tineri, așa cum avem și astăzi grijă de tineri, s-a simțit oarecum încorsetat că nu poate face tot ce vrea. A venit anul 90 și a plecat din țară. În 91 am plecat împreună cu familia în Anglia la școală și într-o noapte târziu sună telefonul. Era nu celular, ci telefonul cu fir. M-am sculat, m-am dus la telefon și a spus, alo, să nu trezesc familia. La partea cealaltă, alo, pastorul Negruț? Da. Sunt cu tare și cu tare. Vă sun dintr-un bar de noapte, e striptease, beau whisky și fumez iarbă. Nu-mi puteți face nimic. Pac și pune telefonul. M-am dus să-mi continui somnul. La o lună, iar telefon în miez de noapte, iar alo, pastorul Negruț, da, sunt cu tare și cu tare. Vă sun dintr-un bar de noapte din Germania. E un bar cu striptease. Beau whisky și fumez iarbă. Și nu-mi puteți face nimic. Pac. 2 ani de zile. Al treilea an, într-o noapte, sună telefonul. Alo? Pastorul Negruț? Da. Sunt cu tare și cu tare. Vă sun dintr-un spital din Germania. Am cancer la creier. Mai am puțin de trăit. Sunt în dureri cumplite, rugați-vă pentru mine.
M-am rugat în noaptea aceea și am continuat să mă rog. După câteva săptămâni, m-a sunat și vocea era tot mai stinsă și a spus: vin acasă să mor acasă. Să mor acasă, nu vreau să mor între străini. A venit acasă și într-o zi, cu greu, pentru că boala a progresat și a afectat și capacitatea de mișcare și de umblat și de coordonat mișcările, a venit la birou, acela biserică, și a venit cu agenda, cu numărul de telefoane. Și a spus: frate Paul, aici sunt toate numerele de telefon a celor cu care m-am dus și i-am tras după mine în locurile păcatului și a nelegiuirii. Datorită bolii nu mai pot vorbi, vorbea cu greu. Vă rog tare mult să-i sunați pe rând, să le spuneți că aveți telefonul din partea mea și spuneți-le că sunt pe moarte. Mor cumplit în chinuri cu cancer la creier. Spuneți-le că îmi cer iertare. Îmi pare rău că i-am dus în lume. Mă duc cu fior înaintea lui Dumnezeu pentru că i-am tras pe atâția după mine. Spuneți-le că mă rog din toată inima să mă ierte Dumnezeu și să se întoarcă și pe ei acasă. A plecat. A ajuns acasă pocăit. Dar a lăsat în urma lui în pierzare. A lăsat zeci și zeci de oameni. Pe cât ai tras după tine? O, da, Dumnezeu a avut har să te întorci. Și mulțumim lui Dumnezeu că te-ai întors. Dar câte victime ai lăsat în urma ta? Pentru că în călătoria noastră, deciziile noastre influențează pe alții. Și acolo în țara aceea a Moabului, Naomi își pierde soțul, își pierde copiii. Rămâne fără nimic. Rămâne cu două nurori păgâne, idolatre. Și acolo aude că Dumnezeu este bun și Dumnezeu binecuvintează. Dumnezeul căruia i-a întors spatele, Dumnezeul de care a fugit, Dumnezeul pe care l-a ignorat, l-a neglijat 10 ani de zile, e un Dumnezeu bun. Dă binecuvântare, dă pâine, dă viitor și speranță. Și se aprinde o lumină în sufletul ei, lumina aceea a speranței. Am fugit de Dumnezeu și Dumnezeu totuși e bun. Lumina aceea dă naștere la un gând. Ce-ar fi să mă întorc acasă? Dacă acasă Dumnezeu binecuvintează, dacă aceea pe care i-am lăsat, de care m-am lepădat, dacă Dumnezeul legământului pe care l-am ignorat 10 ani de zile e bun, ce-ar fi să mă întorc acasă? Te-a încercat gândul acesta? Te-a încercat gândul acesta să te întorci acasă? Frumos gând. Binecuvântat gând. Dar dacă gândul acesta nu dă naștere la decizie, este doar un gând frumos care se stinge și rămâi tot acolo unde ești. În cazul lui Naomi, gândul acesta să mă întorc acasă, gândul acesta că Dumnezeu are viitor și speranță, Dumnezeu lucrează, cercetează, Dumnezeu este prezent, dă naștere la o decizie și spune: apoi s-a sculat ea și nurorile ei. Observați că și decizia de a te întoarce la Dumnezeu atrage și pe alții. S-a sculat ea și nurorile ei. Lumina aceea care s-a prins în inima ei le-a influențat și pe nurori. Sunt două femei din țara Moabului, idolatre. S-au închinat la Chemoș, un Dumnezeu, un idol spurcat. Au trăit în cultura aceea decadentă a Moabului. Dar aud ceva de Dumnezeu. Aud ceva frumos de Dumnezeu și se aprinde o lumină și în ele. Se scoală împreună cu soacra lor și pornesc la drum înspre țara făgăduinței. Și începe o călătorie extraordinar de interesantă. O soacră cu două nurori. Întrebare. Care dintre surorile aici sunteți soacre? Mâna sus, soacrele. Mâna sus, soacrele. Să vă binecuvinteze Domnul. Nurorile, care sunteți nurori? Mâna sus, nurorile. Mâna sus, cele care sunteți nurori. Mâna sus. Sunt mai multe soacre decât nurori.
Cum vă înțelegeți, soacrele și nurorile? Cine influențează pe cine? Când Naomi aude glasul lui Dumnezeu, când se aprinde o lumină, lumina aceea este atât de frumoasă încât nurorile ei spun, mergem și noi cu tine. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetează pe poporul său și îi dăduse pâine și a ieșit din locul în care locuia însoțită de cele două nurori ale ei și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Așa e, ce frumoasă descriere! Ne-am putea imagina că din clipa aceea au început să cânte când umblăm cu Domnul și ascultăm cuvântul, cât de glorioasă e calea, și cântau trio. Numai că atunci când hotărăști să te întorci acasă, cel rău te atacă cu gânduri negre, cumplit de periculoase. Lumina aceea care s-a aprins este acum amenințată de gânduri cumplit de negre. Și acolo este o luptă extraordinară a oamenilor care vor să se întoarcă acasă. Sunt frământări nemaipomenite. Sunt lupte lăuntrice, sunt gânduri. Și în timp ce sunt pe drum înspre casă, spre țara făgăduinței, Naomi începe să fie frământată. Dar la ce ne ducem acasă? Că nu mai avem casă. Nu mai avem pe nimeni. N-avem nimic. La ce ne ducem acolo? Ce o să facem acolo? Din ce vom trăi acolo? Și pe măsură ce se gândește la aceste aspecte, se uită la cele două nurori ale ei și trage concluzia că dacă vin cu ea, n-au niciun fel de viitor în țara făgăduinței. Ce gând negru! Să-ți treacă prin suflet gândul că în țara făgăduinței nu există viitor și speranță. Că dacă te întorci la Dumnezeu, n-ai viitor. În vremea aceea, viitorul era interpretat sau gândit doar în termenii căsătoriei și a copiilor. Dacă ești fată sau femeie și nu ești căsătorită, n-ai viitor. În vremea aceea femeile nu mergeau la serviciu, n-aveau posibilitățile, nu erau sistemele de asistență socială, de îngrijire. În vremea aceea, dacă n-aveai soț, erau alternativele, cerșetorie sau prostituție. Și Naomi se uită la cele două nurori ale ei și spune, dacă le duc cu mine în țara făgăduinței, n-au nici un viitor și n-au nici o speranță să se căsătorească. Au fost maritate 10 ani de zile și n-au putut avea copii. Și dacă n-au nici copii și n-au nici soți, la ce să le duc în țara făgăduinței? La ce să le duc în casa pâinii? Așa că după o călătorie, și nu știm cât au călătorit, pentru că din Moab până la Betleem, drumul ar fi durat în jur de 7 zile sau 10 zile, depinde de ruta pe care au ales-o și depinde de viteza cu care au mers. Între 7 zile și 10 zile pe drum. Nu știm câte zile au plecat împreună Naomi cu cele două nurori. Toate trei văduve, lasă în urmă trei morminte, lasă în urmă tot ce au crezut ele că le va da viitor și speranță și se duc înspre unde? Și Naomi spune, întoarceți-vă înapoi. Nu veniți cu mine. Duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Și acum începe o rugăciune absolut uimitoare. Uimitoare. Să vă ajute Dumnezeu să vă întoarceți înapoi la idolatrie. Să vă ajute Dumnezeu să vă întoarceți înapoi în lume. Este înfiorător. Gândurile negre pot da naștere la vorbe atât de periculoase. Pentru că în mintea lui Naomi, stăpânită de gânduri negre,
Aceste două femei n-au niciun viitor în țara făgăduinței. Nu le va lua nimeni în căsătorie. La ce să se duc acolo? Întoarceți-vă acasă și spune să vă dea Domnul să găsiți o odihnă fiecare în casa unui bărbat în lume. Ți-a trecut vreodată prin minte gândul acesta că dacă vin copiii tăi la casa Domnului, nu vor avea viitor și speranță că au mai mari șanse de căsătorie în lume? Și Naomi spune, întoarceți-vă, fiicele mele, n-are rost să veniți cu mine. Lumina care s-a aprins când afla că Dumnezeu cercetează pe poporul ei este acum umbrită de întunericul gândurilor. Te-au încercat gânduri negre. În călătoria aceasta sunt gânduri negre. Și Naomi le spune, nu vedeți cum nică, n-aveți niciun viitor, nicio speranță, întoarceți-vă. Momentul este deosebit de tensionat, de emoționant. Ele au ridicat glasul și au plâns. Când au auzit ce le spune Naomi, că au plecat la drum înspre țara făgăduinței și acum le spune, întoarceți-vă înapoi, n-are rost. Pentru voi nu este nimic bun în țara făgăduinței, întoarceți-vă înapoi. Încep să plângă și plâng și spun, nu, nu vrem să ne întoarcem. Nu vrem să, vrem să venim cu tine la poporul tău. Și Naomi le spune al doilea gând. Naomi a zis, întoarceți-vă, fiicele mele. Pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă în noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Naomi spune, n-are rost să veniți cu mine. Sunt bătrână. Sunt în vârstă. Eu nu mai am niciun viitor. Eu sunt la vârsta la care nimeni nu mă mai ia în căsătorie. Și dacă nimeni nu mă ia în căsătorie, ce viitor am eu? Și dacă nu pot avea copii pentru că mi-au murit, ce viitor am eu? Și dacă eu n-am copii, cine altcineva s-ar încumeta să vă ia în căsătorie? Naomi spune, la poporul meu n-are rost să veniți că nu-i niciun fel de speranță și viitor acolo. Cu mine n-are rost să veniți că eu n-am niciun viitor și n-am nicio speranță. Cum să vă dau vouă dacă eu n-am nimica? Și cele două nurori, ascultă ce spune Naomi și parcă nu le vine să creadă. Le întoarce din drum înapoi în lumea de care au vrut să se despartă. Și Naomi vede că nu le poate îndupleca și mai vine cu un argument, încă un gând negru. Nu, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. N-are rost să veniți cu mine. În poporul meu voi n-aveți nicio șansă. N-aveți viitor, n-aveți speranță. Dacă veniți cu mine, n-aveți niciun viitor, nicio speranță, că eu nu mai am nimic și nu vă pot oferi nimic. Și aici este și mai îngrozitor. Dumnezeul în care cred eu e un Dumnezeu care m-a lovit și m-a bătut pe mine. S-a întors împotriva mea. Mâna Domnului a fost împotriva mea și Dumnezeul acesta este un Dumnezeu aspru și un Dumnezeu care m-a pedepsit. La asemenea Dumnezeu ați vrea să veniți voi? Dacă s-a purtat așa cu mine, cum se va purta cu voi? Surori dragi care sunteți soacre, vă puteți imagina o asemenea luptă ca să le întoarcă din drumul pocăinței, să le întoarcă înapoi în lume? Oare ce s-a întâmplat în sufletul ei? Comentatorii cărții Rut spun, Rut, Naomi a mai avut un motiv pe care nu l-a mărturisit nurorilor. A mai fost un motiv. Motivul acesta iese dintre rânduri.
Dacă studiezi cu atenție textul, spun comentatorii, încep să vezi. Și motivul este următorul. Cum îmi va fi mai ușor să intru pe poarta cetății Betleem? Singură sau cu două nurori păgâne? Cum va fi mai ușor să dau explicații ce s-a întâmplat? Cum va fi mai ușor să mărturisesc ce s-a întâmplat în acești 10 ani? Dacă sunt singură sau dacă am două nurori păgâne moabite? Dar care e problema dacă sunt nurorile moabite? Întoarceți-vă, rog, la cartea Deuteronom, capitolul 23. Deuteronom 23. De la versetul 3 la versetul 6. Amonitul și moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar în al 10-lea neam, pe vecie. Amonitul și moabitul să nu intre în adunarea Domnului, până la al câtelea neam? Până la al 10-lea neam. Comentatorii spun, asta înseamnă dacă un neam, o generație durează 40 de ani, al 10-lea neam 10 ori 40, cât e? 400 de ani. 400 de ani dacă o moabită, un moabit ar vrea să se alipească de poporul lui Dumnezeu, n-are voie. De ce pune Dumnezeu limita aceasta? Erau atât de stricați, atât de corupți, încât 10 generații ar fi trebuit să se poată purifica de idolatria și de urmările spurcate ale vieții fără Dumnezeu. Cum să mă duc în Betleem? Și o să mă întrebe cunoscuții și astea cine sunt? Păi, sunt nurorile mele. Dar băieții unde sunt? Au murit. Dar băieții tăi s-au căsătorit în lume? Spuneți-mi, cum e mai ușor să te duci înapoi acasă? Singur când povestești ce vrei tu? Sau cu două care sunt martore a ceea ce s-a întâmplat și trebuie să spui adevărul? Cum e mai ușor? Ziceți, vă rog. Poftim? Aveți dreptate. Aveți dreptate. De ce e mai ușor singur? Că pocăința e mai superficială. Dacă e singur, spui numai cât vrei să se știe. Chuck Swindoll, un predicator respectat și cunoscut în America, a spus următorul lucru. Dacă atunci când un om se pocăiește, nu spune mai mult decât știai despre el, nu-i pocăința adevărată. Dacă un om atunci când se pocăiește nu spune mai mult decât știe despre el, nu-i pocăința adevărată. Și acum Naomi se gândește, mă întorc acasă. Și mă întorc împreună cu mine cu două păgâne, cu două moabite, și o să se uite toată cetatea. Aha! Deci nu numai că s-au dus pentru pâine, s-au dus de-a totul în lume. Așa e că e grea pocăința. Așa că întoarceți-vă, fiicele mele. Mi-e mai ușor să mă duc. Și asta este pledoaria și sunt argumentele lui Naomi pentru cele două nurori ale ei. Și pe această cale, în călătoria noastră, în drumul acesta vieții, ajungem la intersecții. Și la intersecții trebuie să alegi drumul. Și cele trei femei, Naomi, Rut și Orpa, sunt în fața acestei intersecții, la încrucișare de drumuri. Spre Betleem sau înapoi în Moab. Moment emoționant, plâng. Și Orpa și Rut plâng. Spun la început, vrem să venim cu tine până la capăt. După aceste trei argumente mărturisite, dacă veniți cu mine în poporul lui Dumnezeu, voi n-aveți nicio șansă, niciun viitor, nicio speranță. Dacă veniți cu mine, eu nu vă pot oferi nimic în viitor, pentru că eu sunt cu mâinile goale, nu mai am nimic. Dacă veniți cu mine, veniți la un Dumnezeu care e aspru. La un Dumnezeu care m-a lovit pe mine. Decât să veniți acolo, la un asemenea Dumnezeu, mai bine întoarceți-vă la Dumnezeii voștri. Altfel spus, cu mine și cu Dumnezeul meu nu vă așteaptă nimica bun. Cu Chemoș, urăciunea Moabului
Și în lume aveți mai mari șanse de viitor și speranță. Ce ai fi ales în ziua aceea? Ai avut de-a face cu oameni care sunt din familie de pocăiți sau se dau pocăiți și ți-au spus tot ce au știut ei să te descurajeze să nu te pocăiești? Ai avut de-a face cu oameni care ți-au dat argumente să mai amâi, să mai stai, că dacă te duci pe calea poporului lui Dumnezeu, nu o să ai viitor, o să-ți meargă rău, o să dai de necazuri. Ați avut de-a face cu asemenea oameni. Ați avut de-a face cu oameni care s-au comportat atât de dezgustător încât ai fost gata să te întorci înapoi. În istorie este menționat faptul că Mahatma Gandhi, marele conducător al poporului indian care a luptat pentru eliberarea Indiei de sub colonia britanică, a fost preocupat în anii tinereții lui de religiile lumii și a studiat religiile lumii și a fost fascinat de creștinism. Și a dorit să cunoască mai îndeaproape creștinismul și să îmbrățișeze creștinismul. Și într-o duminică s-a dus la o biserică englezească din India și a vrut să intre înăuntru. Și când se intre înăuntru, unul dintre diaconii care erau de slujbă la ușă s-a uitat la el și a spus: n-ai ce căuta aici, este numai pentru britanici. Și Gandhi spune: în ziua aceea am hotărât că între mine și creștinism se face o prăpastie pentru restul vieții. Ai avut de face cu oameni care te-au descurajat? Ai avut de face cu oameni care așa s-au comportat încât ți-a venit să crezi că e mai bine să te întorci în lume? Nu cred că la Emanuel ai avut de-a face cu cineva așa. Nu cred că la Emanuel cineva n-a vrut să-ți dea scaunul și stă bătut în cuie pe scaunul lui, pe scaunul ei, indiferent cine ai fi, că decât să se mute de pe scaunul ăla, mai bine pleacă tu în lume. Așa e că n-ați avut de-a face cu așa ceva la Emanuel. Doamne, ai milă! Ai avut de-a face cu oameni care, de îndată ce te-ai întâlnit cu ei, au început să-ți vorbească de rău pocăința, să-ți vorbească de rău calea Domnului, pocăiții, biserica și să toarne în tine toate otrăvile lumii. Ai avut de-a face. Gânduri negre. În fața acestor gânduri negre, Orpa o sărută pe soacra ei și se întoarce înapoi. Vă puteți imagina cât e de tristă clipa aceea în fața cerului? Când Dumnezeu care spune tuturor oamenilor: veniți la mine, una din poporul lui spune să nu cumva să vii. Și o înduplecă și pleacă. Și când Naomi vede că Orpa se întoarce, îi spune lui Rut: întoarce-te și tu, fiica mea. Iată cum nata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeu ei. Întoarce-te și tu după cum nata ta. Vezi? Nu e singura care pleci. Vezi că ai exemplu. Cum nata ta este mai înțeleaptă, du-te după ea. Și Naomi are în fața ei aceleași explicații pe care le-a avut și Orpa. Niciun viitor în poporul lui Dumnezeu, niciun viitor cu Dumnezeu, niciun viitor pentru tine dacă vii în casa pâinii, niciun viitor în poporul legământului, dacă e vorba de viitor înapoi în lume. Și acum urmează acel moment atât de glorios. Rut i-a răspuns: nu sta de mine să te las și să mă întorc la tine. Nu insista, nu te lupta să mă convingi. N-are rost să te zbați cu argumente să mă întorci din drum. N-ai nicio șansă. Decizia lui Rut este cutremurătoare. Încotro vei merge tu? Ziceți, vă rog. Voi merge și eu. Încotro se ducea Naomi? Încotro se ducea? Se ducea acasă. Se ducea acasă. Se ducea la Betleem, în casa pâinii. Se ducea în țara lui Iuda,
țara laudei, se ducea acasă la ea și nu spune, încotro te duci tu, acolo vreau să mă duc și eu. Nu insista să mă întorci, vreau să ajung acasă unde e casa ta. Și continuă, unde vei locui tu? Ce urmează? Voi locui și eu. Unde urma să locuiască Naomi? Unde? În Betleem. În casa pâinii. Nu sta de mine să mă duc în altă parte, să locuiesc în altă parte. Vreau să locuiesc acolo unde te duci tu. Poporul tău va fi poporul meu. Naomi, vreau să vin cu tine în poporul tău. Tu îmi spui că n-am nicio speranță acolo. Naomi, vreau să vin acolo în poporul acela despre care tu vorbești atât de negativ. Vreau să vin acasă la tine despre care ai vorbit atât de negativ. Naomi, vreau să vin în poporul tău. Dar Rut, până la 10-a generație n-ai cum să intri în poporul meu. Rut spune, eu vreau să vin la poporul tău. Și urmează, observați crescendo. Ce urmează? Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Dumnezeul acesta despre care ai vorbit atât de negativ. Dumnezeul acesta vreau să fie Dumnezeul meu. Vreau să vin cu tine și să am alt Dumnezeu. Nu vreau să mă întorc la Chemoș. Nu vreau să mă întorc la idolatria demonică. Vreau să vin la acest Dumnezeu. Unde voi muri tu, voi muri și eu. Și voi fi îngropată acolo. Naomi, nu vreau să fiu îngropată într-o țară păgână. Nu vreau să fiu îngropată în lume. Vreau să fiu îngropată în țara sfântă. Vreau să fiu îngropată în țara promisiunii. Naomi, vreau să vin acolo și până la moarte, nu mă întorc înapoi. Și urmează angajamentul. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Adică decizia mea este luată. N-a ascultat o predică într-o săptămână de evangelizare. N-a auzit prezentat planul glorios al lui Dumnezeu de mântuire în Iisus Hristos. N-a auzit toate făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu în Cartea Legământului. A auzit doar că Dumnezeu cercetează pe poporul său și i-a dat pâine și apoi a auzit toate argumentele lui Naomi. Te-ai fi dus înainte după exemplul lui Rut? Ai fi mers înainte? Sau te-ai fi întors înapoi să spui, nu vreau să am nimic de-a face cu așa ceva? Ce se întâmplă cu Rut este că are o lumină lăuntrică atât de puternică, vede mai departe decât a văzut Naomi, vede mai departe decât a văzut Orpa, vede mai departe altceva. Și spune, vreau să mă duc în direcția aceea. Un comentator a spus, credința lui Rut de aici este mai puternică decât credința lui Avram. Pentru că atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Avram din Ur, din Haldeea, Dumnezeu i-a vorbit lui Avram direct. Dar lui Rut nu i-a vorbit direct. Rut doar a auzit. Din relatările altora. Lui Avram i s-a descoperit Dumnezeu pe drum. Lui Rut nu i s-a descoperit pe drum. Rut n-a văzut niciun miracol. Rut n-a văzut niciun înger. Înaintea lui Rut nu s-a despicat Iordanul. Înaintea lui Rut n-a fost niciun fel de minune să spună, wow! Pe ce și-a bizuit credința? Pe o scânteie mică. Pe o luminiță care s-a aprins. Că este un Dumnezeu în cer care cercetează poporul. Că este un Dumnezeu căruia îi pasă de oameni. Că este un Dumnezeu care îi vede în foamea lor, în sărăcia lor, în necazurile lor și Dumnezeu le dă pâine.
Auzit că este un Dumnezeu care nu-și întoarce fața, un Dumnezeu la care nu trebuie să arși copiii în foc ca să-ți dea pâine, un Dumnezeu la care nu trebuie să faci acte murdare ca să te asculte, un Dumnezeu care binecuvintează și sfânt, aleluia! Și în baza unei asemenea decizii, Rut a plecat împreună cu Naomi. Văzând o hotărâtă să meargă, n-a mai stăruit. Și un comentator spune, îmi imaginez că din clipa aceea, drumul cât a mai rămas până la Betleem a fost străbătut în tăcere. Naomi nu i-a mai spus nimic. Și Rut n-a mai întrebat nimic. Și s-au dus. Și mâine seară vom vedea că au ajuns la poarta cetății. Acum sunt pe drum. Au fost la răscruce. Orpa s-a întors. Naomi este frământată cu gânduri negre. Este atât de chinuită în cugetul ei. Este atât de apăsată de ce s-a întâmplat și de ce s-ar putea întâmpla și de ce o așteaptă, încât nu se mai poate bucura de gândul că se întoarce acasă. Singura care se bucură. Singura care e hotărâtă. Singura care dă această dovadă de adevărată întoarcere a Dumnezeu, o decizie pe care nu mai anulează nimic. Cred că Rut este singura care cântă, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. În urmă e lumea. Înainte e crucea, nu-i drum înapoi. Nu-i drum înapoi. Este această frumoasă decizie. Care va fi decizia ta? Aceste trei personaje se potrivesc cu unii dintre noi. Ești ca Orpa? În urmă cu câteva săptămâni, o femeie în vârstă m-a abordat la terminare dacă pot sta de vorbă cu dumnea ei. Sta de vorbă și mi-a spus că ar vrea să revină la Biserica Emanuel, că în urmă cu 45 de ani, când a vrut să se boteze, cineva a respins-o la botez. Și a spus, așa m-a lovit, așa am fost dezamăgită încât am spus, dacă nu mă primesc la botez, atunci mai bine plec în lume. Și am plecat în lume. M-am căsătorit în lume. Am avut o viață chinuită. Și a spus, frate Paul, dacă aș fi de câte ori am plâns, de câte ori noaptea m-am trezit și am spus, Doamne, duminică mă duc. Și duminică dimineața m-au lăsat picioarele, n-am avut putere. De atâtea ori am spus, acolo e locul meu. De atâtea frământări, atâtea gânduri, atâtea lucruri care m-au năpădit. Acum, s-a întâmplat o minune. Dumnezeu mi-a dat putere și am venit. Și a zis, trebuie să stau de vorbă cu fratele Paul. Unde ești? Ce gânduri te frământă? Cu ce anume ai fost lovit și dezamăgit? Cine te-a spus să te întorci din drum? Orpa s-a întors din drum căutându-și viitor și speranță. Vă rog să-mi spuneți, unde mai găsiți vreodată ceva menționat despre Orpa în Sfânta Scriptură? Unde găsiți? Absolut nicăieri. Dispare total de pe scena istoriei. Se scufundă în întunericul lumii și a idolatriei și nu mai auzi nimic de ea. Dar cu toată amărăciunea ei, cu toate frământările ei, cu toate luptele lăuntrice ale ei, Naomi continuă drumul până acasă. Poate că ești ca Naomi. Ești cu răni adânci, ești cu dureri, ești cu frământări. Porți cu tine atâtea gânduri negre. Ne rugăm ca Dumnezeu să-ți dea putere să continui drumul. Nu te întoarce înapoi. Nu te opri pe drum. Dar mai am o rugăminte. Nu-i otrăvi pe alții. Nu-i descuraja pe alții. Poate că ești ca și Rut. Ai văzut ceva din frumusețea lui Dumnezeu.
Ai văzut ceva din frumusețea făgăduințelor, a harului Dumnezeu? Ai văzut ceva din minunea mântuirii? Ai văzut ceva din gloria lui Hristos care a venit din cer pentru tine și pentru mine? A venit Fiul Omului să caute să mântuiască pe cei pierduți. A venit Fiul Omului să deschidă o cale și este calea vieții. Și ai auzit că Dumnezeu te iubește, îi pasă de tine. Dumnezeu îți oferă viitor și speranță. Dumnezeu este Dumnezeul binecuvântărilor și vrea să te binecuvinteze. Și o cântare a noastră spune, Domnul vrea să binecuvinteze pe toți oamenii, să ilumineze ușa și ferestrele, deschidele, lasă intre soarele, ușa inimii, ferestrele inimii, deschidele, lasă mintea și inima să primească frumusețea planului lui Dumnezeu și ia decizia pe care a luat-o Rut în ziua aceea. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea. Dar nimic nu mă mai întoarce înapoi. Pentru că nu-i drum înapoi. Amin. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. În călătoria vieții sunt intersecții, se încrucișează drumuri. Unul duce spre iad și altul duce spre cer. În cazul lui Orpa și al lui Rut, unul ducea spre Moab, spre lume, și celălalt ducea spre Betleem, spre casa pâinii lui Dumnezeu. Una s-a dus pe calea lumii, alta s-a dus pe calea Domnului. Una s-a dus pe calea Domnului plină de bucurie, alta s-a dus plină de apăsare, dar s-a dus. Cu care dintre ele simți că se aseamănă viața ta? Peste toate viacurile care au trecut de atunci, răsună un glas a Fiului lui Dumnezeu care spune: pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Rus a întrebat, dacă numai atât este Dumnezeu când l-a văzut Naomi și a descoperit că Dumnezeul adevărat este un Dumnezeu mult mai glorios. Orpa a crezut că atâta e cât i-a spus Naomi. Naomi a crezut că s-au terminat binecuvântările lui Dumnezeu. Și Biblia spune că se noiesc în fiecare dimineață. Fiecare a luat câte o alegere. Fiecare a luat un drum. Care e drumul pe care mergi tu? Cât mai e de călătorit? Unde se va termina drumul tău? Care va fi destinația? Biblia spune, el este rânduit oamenilor să moară o singură dată și apoi vine judecata. În cugetările lui, Lucian Blaga a scris o poezie. Și poezia lui, o strofă spune: purtăm fără lacrimi o boală în strună și mergem de-a pururi spre soare apune. Ideea lui este că purtăm o boală, mergem spre final. O cântare creștină schimbă total perspectiva și spune: purtăm în suflet dor de veșnicii. E mare noaptea în care viețuim, e tare iadul pe pământ, dar noi suntem din Sfânt Ierusalim și țara e noastră, și țara noastră e dincolo de mormânt. Vom trece multe întunecate văi, cu același dor neîmplinit, dar vom scăpa din lumea celor răi. Speranță în suflet, tu ne-ai dăruit. Care perspectivă este a ta? Purtăm fără lacrimi o boală în strună sau purtăm în suflet dor de veșnicii? Doamne, stăm înaintea ta și mulțumim că ești Dumnezeul veșniciilor. Și mulțumim că din veșnicie în veșnicie ești singurul Dumnezeu adevărat. Mulțumim că Tu, Părintele Veșniciei, ai venit în istorie. Ai venit în lumea noastră a timpului și a spațiului. Ai venit în lumea noastră a întunericului și a morții.
Ai venit să aduci lumina cerului, să aduci viața cerului, să aduci iertarea lui Dumnezeu, să aduci pacea lui Dumnezeu, să aduci binecuvântările lui Dumnezeu. Fii binecuvântat, Domnul nostru! Mulțumim că ai venit în lumea noastră să cauți, să mântuiești oameni pierduți, oameni pe cărările iadului, pe cărările lumii, oameni pierduți în întuneric, cu sufletele pustii. Mulțumim că ai venit să aduci viață din belșug, să aduci apa vieții și pâinea vieții. Mulțumim că ai venit să aduci bucuria mântuirii, plinătatea Duhului Tău cel Sfânt și apoi să țâșnească din inima lor râuri de apă vie. Fii binecuvântat, Doamne! Recunoaștem că trăim într-o lume în care unii au fost dezamăgiți. Unii au luat decizii greșite și sunt cu sufletele ruinate și cu viața tristă. Doamne, întinde-ți mâna și eliberează-i. Ridică-i pe cei căzuți. Doamne, ne uităm la cei care sunt frământați în inima lor, s-au dus pe calea lumii de ani de zile și le este greu să se întoarcă acasă. Doamne, te rugăm, dă-le putere de întoarcere. Ne rugăm pentru aceia care îi descurajează pe alții, Doamne, oprește-i. Umple lumea aceasta de oameni care se îndrepte spre frumusețea împărăției cerurilor. Folosește Biserica Emanuel la răspândirea Harului Evangheliei tale. Binecuvintează-i pe cei care seară de seară vin și mijlocesc în rugăciune. Binecuvintează corul care cântă, Doamne, întărește-i. E o mărturie atât de frumoasă. Te rog să le dai în fiecare seară ungerea Duhului Tău ce sfânt. Mulțumim pentru cei care au venit să asculte. Doamne, cunoști inima, le cunoști batele, le cunoști frământările, le cunoști năzuințele. Te rugăm, aprinde dorul de veșnicie. Te rugăm să aprinzi inima lor hotărâri sfinte, decizii care să ducă spre viața veșnică, spre Hristos Domnul, spre jertfa mântuitoare, spre Cel care este păstorul cel bun, spre Cel care a spus, veniți la mine. Mulțumim că ne asculți. Mulțumim că lucrezi. Mulțumim că ești un Dumnezeu care nu obosești iertând. Mulțumim că ești un Dumnezeu care ai brațele deschise și ești gata să torni binecuvântarea iertării și a mântuirii. Doamne, numele Tău, batem la poarta cerului și te rugăm, lasă să curgă harul mântuirii peste adunarea noastră. Și acum stăm cu capetele plecate. Sunt câteva întrebări. Prima întrebare se adresează celor care sunt din poporul lui Dumnezeu, de mai mulți ani, de mai puțini ani. Ești pe calea către cer cu îndoiele, cu frământările lui Naomi? Ești cu inima chinuită și îi dezamăgești pe alții? Spune-i, Doamne, vindecă-mi inima! Și vom vedea mâine seară cum Dumnezeu vindecă inima lui Naomi. Și vom vedea în capitolele următoare cum Dumnezeu umple o viață goală cu atâtea binecuvântări și o face atât de frumoasă încât strălucește pe paginile Scripturii. Sau ești ca Orpa gata să te întorci sau te-ai întors? O, Doamne, dacă sunt unii care se duc ca Orpa, te rugăm mai ieși-le odată în cale. Mai cheamă-i odată. Spune-le că nu este Dumnezeul nostru un Dumnezeu al pedepselor, al groazei. Este un Dumnezeu al dragostei, al harului. Mai cheamă-i odată. Ești ca Rut, gata să mergi înainte, să-i spui, Doamne, vreau să mă duc pe urmele Tale până la capăt. Vreau să trec de partea Ta. Vreau să fii Dumnezeul meu și eu să fiu copilul Tău, acum și în veșnicie. Întărește, Doamne, asemenea decizii. Și acum urmează decizia. Dacă cercetat de cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, ai hotărât să te întorci acasă. Recunoști că te-ai dus pe căile lumii, pe căile păcatului. Recunoști că ți-ai pierdut ani prețioși. Și ești gata să spui, Doamne, în seara aceasta, primește-mă și pe mine. Mă întorc acasă, îmi cunosc batele, îmi cunosc temerile, îmi cunosc frământările. Doamne, mă arunc în brațele Tale, primește-mă. Dacă asta e dorința inimii Tale, spune, Doamne, aici unde sunt, pe scaunul acesta, jos în sală sau la balcon, Doamne, îndură-Te de mine și dă-mi binecuvântarea Ta și iertarea Ta.